Datele finale ale recensământului populației și al locuințelor 2011 oferă o altă perspectivă asupra amenajării teritoriale a județului. Municipiul Medgidiar putea fi retrogradat la statutul de oraș, deoarece numărul de locuitori este cu 220 sub limita acceptată de lege. O părere proastă, nu? Dacă scadem așa, nu cred că mergem departe. Oricum, o să plecăm toți din țară, pentru din țară, nu din Medgidiar. N-aș fi de acord. Și așa, Medgidiar s-a dus puțin în jos de la... De când s-au desfințat imunul la cimentul, la farjul, deja ar fi prea complicat să mai ajungă și la stat de oraș, nu municipiu. Ar însemna un lucru, cum să spun eu, dificil, pentru că una e să fii municipiu, una să nu fii municipiu. Eu știu, e alte perspective să fii municipiu, alta e perspectiva să fii doar un oraș. Cam care ar fi dezavantajele, așa știți? Păi n-ar mai fi bani alocați de la buget ca pentru municipiu și va fi ca pentru un oraș oarecare. Va fi mai puțin. Pierdem noi. Ce ar putea însemna pentru Medgidia această eventuală schimbare de statut? Este o lege care se referă la înființarea de oraș, de comune, orașe sau municipii noi. Nu se referă la orașele, municipiile sau comunele existente în România. De altfel, nu există nicio reglementare în România în acest moment care să poată să desfințeze statutul sau respectiv existența unei localități. Medgidia a devenit municipiu printr-o lege aprobată de Parlamentul României, lege care n-a fost niciodată abrogată și schimbarea statutului de municipiu a Medgidiei poate fi făcut doar printr-o altă lege care să abroge sau să înlocuiască legea care a statuat că Medgidia este municipiu în 1994. De aceea vreau pe această cale, profitând de întrebarea dumneavoastră, să lămuresc pe toți cetățenii din Medgidia că nu există niciun pericol pentru schimbarea statutului localității noastre. Există însă și localități care ar putea trece la un rang superior. Cumpănat 12.333 de locuitori și Valului Traian 12.376 de locuitori ar putea fi oricând transformate în orașe, raportat strict la numărul de locuitori, depășind cu peste 2.000 de cetățeni pragul minim cerut de legile în vigoare.